Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am dat peste un caz totalmente bizar la Oradea, relatat de Mihoreanu. Aici doi localnici sunt judecați, mă rog, au fost condamnați în prima instanță, sunt acum la recurs, dar deci au fost deja condamnați pentru fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, pentru că ce au făcut? Au măsluit rezultatul analizelor oftalmologice, astfel încât bărbatul, care are probleme grave de vedere, are și legitimație de nevăzător, de altfel, să-și poată reînnoi permisul de conducere. Să-și poată reînnoi permisul de conducere. Adică tot... a mai avut. Dar adică nu doar să-și ia permis, deși dacă nu vezi la care-i treaba, adică e vreun joc nou pe calculatoare în lumea reală sau care-i treaba. Dar vrea să-și, să-și reînnoiască permisul. Adică, bă, nu văd, am leșimație de nevăzător, dar mi-a trebuit permis de conducere încă... Cum? Deci... da. Frauda a ieșit la iveală după ce soții au divorțat și femeia... și-a dat fostul consort pe mâna procurorilor. Da, s-a răzbunat. A zis, ăla este orb, da, dar are permis. Că eu l-am ajutat. N-avea grijă să-și vadă de mine și vrea permisul. Da, exact. Deci, bun, toată povestea a început acum câțiva ani. Ăsta, el, făcuse rost cumva de o ofertă să se angajeze șofer. O firmă de curierat în Elveția, mă, noi. Mă rog, că nu-i de râs, dar e de râs. Băi, nu. Nu, mă, stai puțin, că râdem de situație, nu râdem, da, de om, măi, că n-avem nimic cu el. Omul nu vede, adică... Așa, însă pentru lucrul ăsta trebuia în să renoiască permisul de conducere, numai erau, că... Erau salariile mai bune. În Elveția au șosele brai. Că aia se gândesc la toate, nu-s ca noi. Bă, dar au ce-i dreptul să... Ce-au, mă, șosele brai? Da. Intră în de, știi, când... Da, mergi și... Da. Când se iute, exact, și pleacă și zice, tati, wow, mergi lin. Dacă simți că e ceva în regulă, da, hâți. Curaj. Deci el, omul respectiv, trebuia să-și renuiască permisul de conducere ca să ocupe postul de șofer în Elveția la firma de curierat. Avea această problemă gravă de vedere cu legitimație de nevăzător și era în curs de pensionare din motive medicale, pentru că nu mai vedea. Și, evident, cum să facă chestia asta cu renoirea? Că dacă nu vezi, totuși, e greu să-ți iei permisul. Adică se mai iau permise pe șpagă, dar presupun că măcar ăla, când trebuie să-i dai șpaga, să-i dai lui șpaga, nu să o dai în perete, știi? Și asta a fost. Femeia a decis că, totuși, oportunitatea este prea importantă ca să poată fi ratată. Așa că a completat cu numele ei formularul. A trecut carnetul, nu știu ce, a obținut toate avizele favorabile, după care a șters numele și l-a trecut pe al soțului. Și aici, încă o dată, și ce a obținut cu asta? Adică elvețienii sunt torbi, ei nu văd când vine, când vine ala, nu nimerește ușa, nu nimerește portiera, să se urce în camion să plece. Pă, bune. Da, și asta, ei au primit închisoare, mă rog, cu suspendare. Auzi? Am impresia că în aviație se plătește mai bine chiar. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.